God is fair and he never changes. Dumnezeu este credincios și niciodată nu se schimbă. The three angels' message is a testing message. Soleul celor trei îngeri este un mesaj de test. Who is going to demonstrate to the world who is God's seed, who is Satan's seed? Care va demonstra întregii lumi care este seminția lui Dumnezeu și care este seminția celor rău. And in all the Bible we see this process going on. Și în întreaga Biblie acest proces merge înainte. The tool God uses to create this separation. Instrumentul pe care îl folosește Dumnezeu pentru această separare is a message concerning his will and his word. Este un mesaj al voinței sale și al cuvântului său. And according to your understanding and acceptance of this message, și pentru noi ca să înțelegem și să acceptăm acest mesaj, will be demonstrated on which side of the issue you are in by the. La sfârșit se va hotărâi pe a cui parte vom fi. Okay. We are going to text different Bible passages this morning. Vom deschide câteva pasaje biblice în această dimineață. And before doing so, înainte de a face acest lucru, aș dori să fac încă o repetiție a lucrurilor care am învățat. You see this three-step process in the story of Noah. Vă aduceți aminte, am vorbit despre trei pași în timpul lui Noe. You see this three-step process in the generation of Christ. Vă aduceți aminte aceleași trei pași în generația lui Hristos. And yesterday when we finished we saw this three-step process in the DNA of the Millerites. Și noi am observat acei trei pași în timpul mileriților. Right. Let's take our Bible in Leviticus chapter 10. Deschideți cu mine la Levitic capitolul 10. Levitic capitolul 10. Let's begin in 9 and 9 verse 22 to 24. Vom începe de la capitolul 9, versetul 22 până la 24. Okay. Aron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfă de ispășire, arderea de tot și jertfă de mulțumire, s-a pogorât. Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii, când au ieșit din el, au binecuvântat poporul și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Because of sin, din cauza păcatului, humankind was separated from God. Lumea a fost separată de Dumnezeu. And God gave some instruction. Și Dumnezeu a dat ceva instrucțiuni to show how humankind would be redeemed. Cum omenirea poate fi mântuită. And we see in this passage that și vedem în acest pasaj by the offerings and the sacrifices, că prin jertfire și ardere de tot, God show that he had his pleasure in his people. Că el a avut plăcere în poporul său. So far so good? Până aici am înțeles? All right. Let's take now Leviticus chapter 10. Levitic capitolul 10. And verse 1 and 2. Și versetul 1 și 2. Fiilor Aron, Nadab și Abihu și-au luat fiecare cadelniță, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și au dus astfel înaintea Domnului foc străin, lucrul pe care el nu le-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. All right.
You see the same context, the same sacrifices, the same altar. Voi observați că iarăși se aduce jertfă, de asemenea aceeași jertfă și de asemenea același altar. But in the first passage you show God's pleasure. Dar în primul moment voi vedeți plăcerea lui Dumnezeu. And in the second you see God's wrath. Dar în al doilea voi vedeți mânia lui Dumnezeu. So what was the problem? Care era problema? This is what we are going to do this morning. Acest lucru vom adresa în această dimineață. Let's take our Bible in Numbers chapter 16. Deschideți împreună cu mine la Numeri, capitolul 16. Bible reads in the 16 verse 1 and 2. 1 and 3, you can go. Capitolul 16 de la Numeri, începând cu versetul 1 până la 3. Core, fiul lui Itzehar, fiul lui Kehar, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiul lui Eliab și On, fiul lui Pelet, toți trei fii al lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aron și le-au zis, destul, căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Dumnezeu este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? There was a controversy. A fost o controversă aici. Yes? Da? And all of you know that God chose who was the leader. Și toți noi știm pe cine l-a ales Dumnezeu să fie lider. And many times God used Moses before getting into the wilderness, even before getting from Egypt, there was no doubt that Moses was God's servant. Și Dumnezeu l-a ales pe Moise înainte de a scoate chiar și pe israeliți din Egipt, înainte de trece Marea Roșie, cu mult timp în urmă. Și nu era nicio îndoială că el era alesul lui Dumnezeu. And now comes a problem. Și acum apare o problemă. I want you to see how God is going to solve this problem. Vreau ca să observați cum Dumnezeu vrea să rezolve această problemă. Let's read that. Verse 16. Vom citi versetul 16. Moise i-a zis lui Core, tu și toată cetatea ta, mâine să fiți înaintea Domnului, tu și ei, împreună cu Aron. They are asked to present themselves before the Lord. Ei erau rugați să se prezinte înaintea Domnului. We can read 17 to 19. Citim versetul 17 și până la 19. Luați fiecare cadelnița lui, puneți tămâie în ea și aduceți fiecare înaintea Domnului cadelnița lui. 250 de cadelnițe. Tu și Aron să vă luați și voi fiecare cadelnița lui. Și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea și-au pus tămâie în foc și-au stat la ușa cortului întâlnirii împreună cu Moise și Aron. Și Core a chemat toată adunarea împotriva lui Moise și Aron la ușa cortului întâlnirii. Atunci slava Domnului s-a arătat întregii adunări. What do you use a censer for? Pentru ce folosești cadelnița? Or where do you use the censer? Sau unde folosești cadelnița? Okay. Do you see the link with the first passage we read? Observați ideea primului pasaj care noi l-am citit? We are building a Bible foundation to understand some. Vreau ca să construim o fundație biblică pentru a înțelege acest lucru. How many categories did you have in the first sequence we saw? Câte categorii am observat în primul pasaj care noi l-am citit?
Two. Două categorii. God shows his pleasure while his people offer the right, the good sacrifices. Dumnezeu a arătat plăcere față de sacrificiul care a fost adus prima dată. But he sends fire on those who. Dar apoi aduce foc pentru cei care au dus foc străin înaintea Domnului, da? You understand that? Ați înțeles? If you understand that, say amen. Dacă ați înțeles, spuneți amen. Amen. All right. Now in Numbers chapter 16, la Numeri capitolul 16, comes a problem in the church. Apare o problemă acolo în biserică. How or where God is going to solve this problem? Unde va rezolva Dumnezeu această problemă? Around the sacrifices, around the sanctuary. În jurul sanctuarului, în jurul jertfelor. And how many categories do you have? Și câte categorii vedeți aici? All right. Let's take our Bible now in 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel capitolul 15. Samuel capitolul 15. God gave an order to King Saul to destroy, to utterly destroy all the citizens of the neighborhood. Dumnezeu dă o poruncă lui Saul ca să distrugă pe toți locuitorii orașelor care el a planificat să distrugă la Amalek. And exact, and Agag, the king of the Amalekites, și Agag, împăratul amaleciților, and all what belonged to him should be destroyed. Și totul ce aparținea lui Agag și toate averile trebuia să fie distruse. Let's see this sequence now in verse 12, 1 Samuel 15. We go from 12 to 16. Read from 12 to 16. 1 Samuel 15, de la 12 până la 15. S-a sculat des de dimineață ca să aducă înaintea lui Saul. Și a venit și i-a spus, Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință. Apoi s-a întors, trecând mai departe, s-a pogorât la Gilgal. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis, fie binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Samuel a zis, ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi care îl aud? Saul a răspuns, le-am adus de la amaleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului, Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel i-a zis lui Saul, stai să-ți, și ți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul a zis, vorbește. Asistăm? Once again, you find the sacrifices in the center of this passage. Observați iarăși sacrificiu sau jertfă aici. And what do you see around this sacrifice? Și ce vezi în jurul acestui jertfe? How many categories does demonstrate this sacrifice? Câte categorii demonstrează această jertfă? Two. Două. Should King Saul have proceeded to this sacrifice? Ar trebui Saul să aducă această jertfă? No. So this sacrifice exposed what he had in his heart. Dar acest sacrificiu a arătat ce a avut el în inimă. Whereas prophet Samuel was God's genuine servant. Pentru că Samuel a fost slujitorul adevărat al lui Dumnezeu. Okay. Let's take 1 Kings chapter 17. Hai să vedem mai departe. 1 Împărați capitolul 17. 18. Sorry. 18. 1 Împărați capitolul 18. I think I don't need to give the context because now you are specialist in this matter. Cred că nu trebuie să vă dau contextul pentru că sunteți deja specialiști în acest capitol.
Let's read verse 19, versetul 19 to 21. Până la 21. Strânge acum tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a pogorât de tot, s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să-și căpătați pe amândouă picioare? Dacă Domnul Dumnezeu este, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Is there an issue in the people? Este aici o aceeași idee cu oamenii? How God is going to solve this issue? Cum Dumnezeu rezolvă problema cu oamenii aceștia? Straight. Yes. You need to see a connecting link between all those passages. Vreau ca să observați o inele de legătură între toate pasajele pe care le-am trecut până acum. Did the Lord need Elijah to destroy those prophets? A avut Dumnezeu nevoie de Ilie să distrugă pe profeții ce? Did the Lord need a meeting on Mount Carmel to destroy and to show who is God, who is not God? A avut nevoie Dumnezeu de acea întâlnire pe munte ca să demonstreze cine este Dumnezeu și cine nu este? No. But why do we have this Mount Carmel meeting? Dar de ce avem această întâlnire pe muntele Carmel? Cu ce scop? Yes. To see their worship. Okay, we are getting closer. Ce-au dus ei acolo la munte? All the Bible is written for our admonition. Let's take 1 Corinthians. Toată Biblia este scrisă pentru noi ca să învățăm lecția. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. 1 Corinteni capitolul 10. Versetul 7. Now all these things, 10 verse 11. 11, ce scuze. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care a venit sfârșiturile veacului. This is one of the reasons we have that. Și acesta este unul dintre motivele de ce avem aceste lucruri. But there is another one reason I've just said earlier. Dar este încă un alt motiv care numai ce l-am spus. Mai devreme. How did God solve the issue between Moses and the people? Cum Dumnezeu rezolvă problema între oameni și Moise acolo? I see, difficult. Ce este o problemă? With the sacrifice. Cu jertfa. With the altar. Cu altarul. Around the altar was the peste tot în jurul altarului au fost aceste întâlniri. Thank you. In this passage. În acest pasaj. You have an altar. Aveți un altar. Because God never changes. Pentru că Dumnezeu niciodată nu se schimbă. The way he solved the issue between Moses, Datan, și cum a rezolvat el problema cu Moise și cu oamenii aceia? Is the way he did with Elijah. Aceeași rezolvare sau soluția a fost și pe timpul lui Ilie. And it's the way he will do in the future. Și aceeași problemă va fi rezolvată și în viitor. Because așa fel. God never changes. Pentru că Dumnezeu nu se schimbă. If you want to see
God could just utterly destroy all the pagan priests. Dacă vreți doar să vedeți, Dumnezeu putea deodată să ia și să-i distrugă pe toți păgânii. He didn't need to have two altars and to have a contest. El n-avea nevoie să vină și hai să aducem să avem două altare și hai să aducem jertfă. But he wanted us to know that, to have a clue. Dar el a vrut ca fiecare dintre noi să aibă o soluție în cap, o cheie. To recognize. Ca să recunoaștem. How he separates the wheat from the tares. Cum el separă grâul de neghină. Through the worship process. Prin închinare. While we getting closer to God, când ne apropiem mai aproape de Dumnezeu, we become changes to his image. Noi devenim schimbați în același chip care îl vedem. You receive we receive his character. Noi primim caracterul său. Do you remember that when there were sacrifices? Vă duceți aminte când au fost aceste jertfe? In the great day of atonement. În ziua ispășirii. What happened if somebody sinned? Ce se întâmpla dacă cineva păcătuia? The high priest. Marele preot. So by going into worship. Mergând la închinare. God gives some specific rules to know how to behave with him. El dă câteva legi ca să înțelegem cum să slujim lui. How to behave in his presence. Cum să fim în prezența sa. How to behave within the camp. Cum să ne comportăm la tabără. And the way you accept those ordinances. Și în momentul când acceptați aceste ordonanțe ale sale, show on which side you are. Demonstrezi a pe a cui parte ești. So far so good? Până acum ați înțeles? Ok. Now, let's go back in Revelation chapter 14. Hai să mergem acum la Apocalipsa, capitolul 14. Citim versetul 7. El a strigat cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecăților și închinați-vă celor ce a făcut cerurile și pământul, marea și izvoarele apelor. The first step of this three-step process, primul pas al acestor pași, trei, is to go back to worship. Să mergi să te închini lui Dumnezeu. Do you know that these verses associate worship and judgment? Observați că aici este asociată închinarea și cu judecata. Mm-hmm. Da? Now verse 8. Și acum versetul 8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile în vinul mâniei curviei ei. Do you remember that when Moses first came to Pharaoh? Aduceți aminte când Moise prima dată vine la faraon? What was the motive, the reason? Care a fost motivul? He gave to get out from Egypt. Ca să iasă din Egipt. To wash. Is there something new under the sun? Este ceva nou sub soare? Always, over and over the same story. Totdeauna este aceeași istorie, se repetă. And if you read closely your Bible, dacă citiți Biblia mai atent, you will discover that it was an abomination for the Egyptian to have some animal sacrifices. Pentru egipteni era o urăciune să vadă aducând jertfe animale. So they could not worship God as he wanted. Și atunci ei nu puteau să se închine lui Dumnezeu cum ei l-a vrut acolo în Egipt. So because they wanted to go back to worship. De ce? Pentru ca să meargă să se închine lui Dumnezeu.
What did they have to do? Ce trebuiau să facă? They had to separate. Ei trebuiau să se separeze. Now comes the third step. Și acum vine pasul numărul 3. The judgment. The judgment. Judecată. A warning from receiving the mark of the beast. Or you can read it. Chapter 9. Just now. You can 9 to 11. Okay. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închine cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în vecii vecilor și nici ziua și nici noaptea nu au odihnă cei ce se închină fiare și icoanei ei și se închină și primește, și oricine primește semnul numelui ei. You see a judgment here. Observați aici o judecată are loc. Those who have the seal of God, acei care au semnul lui Dumnezeu, sigilul lui Dumnezeu, they are protected from destruction. Ei sunt protejați de la moarte. Those who have the mark of the beast are destroyed by. Și acei care au semnul fiarei sunt distruși. Do you see that in Egypt? Observați că în Egipt, was there a seal? A fost un sigiliu acolo. Take the blood of the door. Luați sângele mielului, da? Yes. Who have the seal of God? Cine avea acest sigiliu pe ușă? Is protected from the blood. Era protejat de Dumnezeu. You see where you see the three angels' message in Moses' story? Observați unde vedeți-o lui celor trei îngeri în istoria lui Moise? Over and over the same story. Aceeași istorie, încă o dată și încă o dată. Now, what represents spiritually the three angels' message? Acum, ce reprezintă spiritual solia celor trei îngeri? Because the verbiage is a calling to go back to worship. Pentru că la început ei ne cheamă la închinare. This implies, this means that God's people do not worship God anymore. Aceasta înseamnă că oamenii lui Dumnezeu nu mai se închină lui Dumnezeu. However, they claim to be God's people. Măcar că ei se numesc că sunt poporul lui Dumnezeu. Did you get what I said? Ați înțeles acest lucru? Okay. The verbiage of the first angel's message. Prima parte a solei celor trei îngeri implies that God's people do not worship God. Că oamenii lui Dumnezeu nu se închină lui Dumnezeu. Even though they claim to be God's people. Măcar că ei se numesc sau ei spun că sunt copiii lui Dumnezeu. Because the text reads, fear God and give Him glory. Pentru că textul ne cheamă și spune, temeți-vă Dumnezeu și dați-i slavă. When you don't give God glory. Când nu îi aduci slavă lui Dumnezeu? Yes. And yes, very good. And when you disobey God, și când nu l-asculți pe Dumnezeu, you are spiritually dead. Ești spiritual mort. You understand that? Even though physically you are living, poate fizic trăiești, spiritually you are dead. Dar spiritual ești mort. All right? Ați înțeles acest lucru? And what is the moral purpose of the three angels' message? Și care este scopul moral a celor solei celor trei îngeri? Is a three-step process to. Este un proces de trei pași. To proceed to a resurrection. Pentru a face o reînviere.
You remember in Egypt did they observe Sabbath? Vă aduceți aminte în Egipt ei păzeau sabatul? No. So when Moses began this work, când Moise a început această lucrare, we can almost say that he was confronted to a pagan people. Putem să zicem că el aproape s-a confruntat cu oamenii păgâni. But while the purifying process took place, dar când acest proces de purificare a început să se facă, they took the Passover, ei au luat Paștele, da. He had a sanctified people. El avea un om, un popor sfințit, da. And those who believe that God is unfair, și cei care credeau că Dumnezeu este necinstit, you can read, I think it Exodus chapter 12, Exod capitolul 12-14, până la 14. God gave instruction for the Egyptian who would like to join God's people. Dumnezeu a dat instrucțiuni chiar egiptenilor care doreau să se alăture poporului Dumnezeu. They had to be circumcised. Ei trebuiau să fie tăiați împrejur. And they could partake the Passover. Și ei puteau să participe la acest Paște. So at the beginning, spiritual death. Și de la început, dacă vedem o moarte spirituală. At the end, spiritual life. La sfârșit, o viață spirituală. If you understand that, say amen. Dacă ați înțeles, spuneți amen. Amen. All right. Now let's see how the Bible illustrates this principle. Hai să vedem acum cum Biblia ilustrează acest principiu. Let's take our Bible in Acts. Să deschidem la Faptele Apostolilor. Chapter 20. You can read verse 7 to 9. Știm versetul de la 7 până la 9. În ziua din tâia săptămânii, capitolul 20 de la Faptele Apostolilor, începând cu versetul 7 până la 9. În ziua din tâia săptămânii, eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutif, care ședea pe fereastră, a dormit de-a dimineața, în timpul lungii vorbirea lui Pavel, dilungit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Some people believe that this passage deals with young people coming to the church and speaking to the world. Mulți cred că acest pasaj are de-a face numai cu tinerii care vin din lume și gândesc despre lume, la lume. And we are going to see what Bible says. Și vrem să vedem ce spune Biblia aici. There is one principle in the Bible. Este un principiu în Biblie. I think you know this in 2 Timothy 3 chapter verse 16. Știm acesta de la 2 Timotei capitolul 3 versetul 16. Part of the Bible is inspired. O parte din Biblie este inspirată, așa scrie acolo. Quote. All the Bible. Toată Scriptura. What this means? Ce înseamnă acest lucru? Is that there is nothing written in the Bible by accident. Nu este nimic scris în Biblie prin accident. Everything has a reason to be there. Totul are un motiv de a fi acolo. And this is why we are called to be Bible students. Și de aceea ne trebuie să fim studenți ai Bibliei. To search in the Bible the treasures of the Word of God. Pentru a studia în Biblie comorile ascunse ale Dumnezeu. I want you to tell me. Vreau să-mi spuneți voi mie. Which story is described in verse 7 to 9? What? Which story? Ce istorie este scrisă aici din versetul 7 până versetul 9? Un tânăr care a dormit. A young man.
Yes. At the surface, you can see the story of a young boy sleeping. Dacă privim deasupra, vedem această istorie a unui băiat care a dormit. By the way, are there some young men sleeping now? Yes, sunt aici băieți care dorm. Wake up! Poziți-vă! Poate că un ritual spiritual din cauza că... Hai, că fac paralelă. Urit tânărul spiritual din cauza că timp pleci și el dormea, dar nu asculta cuvântul. Asta spune din spiritual, because during the sermon it is that. Good! Absolutely correct. Da, bine. At which time this event arrived? Let's a venit acest eveniment. I hope Romanian is good translated. Oh. Until midnight. I have a question. Yeah, the same. Până la miezul nopții. Okay, I have a question. Why Bible gives us what time this happened? De ce Biblia ne dă timpul când s-a întâmplat acest lucru? Does it have a signification? Are o semnificație? Da. Da. Good. What I suggest for time's sake, I have to tell you because. Pentru că timpul ne presează, trebuie să vă spun. This passage explains the parable of the 10 virgins. Acest pasaj explică momentul acelor 10 fecioare. Do you see that there are many lamps? Observați că sunt multe lampe aici? Where were the many lights? Unde au fost multe lampe? Erau multe lampe. Nu erau adunați. Nu erau adunați. Where they were gathered. The place where they were gathered. Mm-hmm. Yes. Or the kingdom of heaven is like a marriage where 10 virgins gathered and all took their lamps, something like that. Împărăția cerurilor se aseamănă de asemenea cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirilor. Okay. So you have the upper room. Aveți camera de sus aici. You have the lamps. Aveți lampe. You have midnight. Aveți miezul nopții. At what time in the parable the most important event arrives? Care era cel mai important eveniment în parabolă culminant care a spus Iisus în parabola celor 10 fecioare? Midnight. Midnight. Miezul nopții. The midnight cry. Strigătul de la miezul nopții. There is the bridegroom coming. Vine mirele. All right? Da. Okay. So now, last question. Ultima întrebare. Were there some people sleeping in the parable of the 10 virgins? Au fost cineva dormind acolo în parabola celor 10 fecioare? Da. So you five? See? 10. 10. 10. Toți au dormit. Toți. Fost dormit, da. So this is a confirmation that we are dealing with the parable of the 10 virgins. Este o confirmare că noi avem aceeași parabolă aici. But now let's see what I want you to see. Dar vreau ca să observați un lucru interesant aici. This young man, acest om, băiat tânăr, was dead. A fost mort. Okay? Da. I want you to tell me how did he get back to life. Cum el a revenit la viață? Pavel. 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 Mhm. Pavel. Mhm. And is there something special to see or to recognize? Și cum au realizat ei lucrul acesta? Au făcut ceva special? I give you a Bible principle. Vreau să vă dau un principiu biblic. You have to have a sanctified curiosity. Trebuie să aveți o curiozitate sfântă. What is sanctified curiosity? Ce înseamnă curiozitate sfântă? When you read something, you have to wonder why. Când citiți ceva, trebuie să dai întrebarea de ce așa. For example, in the New Testament, you have many stories
Noul Testament, spre exemplu, aveți multe istorii taking place in a house. Care au loc în casă. Is there a detail given concerning this house? Este un detaliu dat referitor la casa aceasta? Three levels. Are trei etaje. I wonder why there are three levels. Eu mă gândesc de ce are această casă trei etaje. Are trei dintre. It was built such a way. Yes, but when you wonder this question, când vă dați cu această întrebare, if you say it's built this way, this means nothing. You don't need to have this detail. Să dai așa un răspuns, n-ai nimic. Și ce din asta? Why not seven? De ce nu 7 etaje sau 10 etaje? Because the way he got back to life is when Paul had to step how many stairs? Pentru că când el a revenit la viață, câte etaje trebuia să urce Pavel pentru ca acest tânăr să revină la viață? Three. Where do you see these three? Unde vedeți acești trei pași? This is the three angels missing. Este solia celor trei îngeri. How this young man passed from death to life? Cum acest tânăr a venit din moarte la viață? If you understand, please say amen. Dacă ați înțeles, spuneți amin. Da. Let's take our Bible in 1 Kings chapter 17. 1 Împărați, capitolul 17. And I know you are specialist concerning this passage. Știu că sunteți specialist referitor la capitolul acesta. 1 Kings 17. 1 Împărați, capitolul 17. Because of Israel sin, God sent Elijah to Sarepta. Pentru că este această problemă, Dumnezeu trimite pe Ilie la Sarepta. And we know he made some miracles in this place. El a făcut miracole aici, în acest loc. And let's read one of these miracles. Să vedem unul dintre minunile care le face aici. Let's read 17. Versetul 17. După aceea fiul femeii stăpânii casei s-a îmbolnăvit și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai 17. Rămas suflare în el. Femeia i-a zis atunci lui Ilie, ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să-l aduci înaintea lui Dumnezeu de nelegiuirea mea? Se aduce aminte lui Dumnezeu din legiurea mea și se mi-l omori astfel fiul? El i-a răspuns, de-l încoace pe fiul tău și l-a luat la sânul femeii, de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus, unde locuia el și l-a culcat în patul lui. Apoi l-a chemat pe Dumnezeu și i-a zis, Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât să-i fie omorât fiul 21? Just 20. Do you have somebody dead? Avem pe aici cineva mort? I wonder how he comes back to life. Mi este interesant cum își revine la viață. Let's read verse 21. Versetul 21. Și s-a întins de trei ori peste copil. Șapte. Șase. Trei. De ce? De ce? De ce? Why? Iarăși arată la ce trăitul ingerești. With those examples, God wants to make sure that we understand what is the moral purpose of prophecy. Cu aceste exemple, Dumnezeu vrea să demonstreze care este scopul moral al profeției. The moral purpose of prophecy is not to go in the world and to say, "Fear God, giving glory, the hour of His judgment have coming." Scopul nu este să mergi în lume și să spui oameni, temeți-vă de Dumnezeu, că ce a venit ceasul judecății, dați-i slavă și nu știu ce acolo. By the way, I want you to see something. Vreau ca să observați un lucru. I want to see if they follow what we did yesterday. Okay.
Which message did William Miller preach? Ce mesaj a predicat William Miller? Second coming of Jesus. Yes. Da. Okay. Yes. And it was the first and second and third messages. A fost primul și al doilea mesaj al îngerului care l-a predicat el. Yes. Da. Have you noticed that they didn't know this passage of Revelation 14? Voi știați că ei nu știau acest pasaj din capitolul 14 de la Apocalipsa? Which prophecy did they tell to the world? Ce fel de profeție i-au spus oamenilor? Daniel. Daniel 8, verse 14. Daniel, capitolul 8, versetul 14. So when we see the three angels in all the Bible, când vedem solia celor trei îngeri în întreaga Biblie, there is a quote by Sister White. Este un citat din Spiritul Profetic. These angels, acești îngeri, we're going to begin here. The work for this time is represented by the first, second and third angels flying in the midst of heaven. Lucrarea pentru acest timp este reprezentată prin primul, al doilea și al treilea înger zburând prin mijlocul cerului. These angels represent the people of God proclaiming the word of God to the world. Acești îngeri reprezintă pe poporul lui Dumnezeu proclamând cuvântul lui Dumnezeu acestui lume. And the only message to the world, și singurul mesaj pentru această lume, is how God wants to restore humanity. Cum Dumnezeu vrea să readucă la viață lumea. Because according to Isaiah chapter 59 verse 2, there is a separation. Pentru că citind din Ezechiel înțelegem faptul că este o separare between God între Dumnezeu și om. And the message is that you have to go back to obedience to God. Este să ne întoarcem înapoi la ascultare de Dumnezeu. God gives power to overcome sin. Dumnezeu dă putere să birui păcatul. All those who have sinned, all those who keep sin in their life, will have the mark of the beast, his number and his image. Toți care, all those who keep having sin, da, in their life. Toți cei care au păstrat păcatul și s-au ținut de el, vor primi sigiliul, semnul fiare. This is the moral purpose of Bible prophecy. Acesta este scopul moral al profeției Bibliei. To explain how God is going to restore his glory in humankind. Ca să vedem cum Dumnezeu își va instala slava sa în oameni. And as we saw in Egypt, și cum am văzut acest lucru în Egipt, there was a reform to do. Ei trebuiau să facă o reformare acolo. If you read Numbers chapter 11, God wanted to change their food. Dacă citim capitolul 11 de la Numeri, observăm că Dumnezeu încearcă să le schimbe chiar și dieta. There is a country living message. Este de asemenea un mesaj de a ieși la țară. Because when you live in the city, when you live among Babylonian people, you cannot worship God. Pentru că dacă trăiești la oraș și ești în împrejurul oamenilor Babilonului, este greu să te închini lui Dumnezeu adevărat. There is a message concerning the blotting out of our sins. Și de aceea este un mesaj care cheamă la spălarea păcatelor noastre. Curățirea noastră cu păcat. All these. Toate acestea are part of the three angels' message. Sunt o parte a solei celor trei îngeri. God wanted to restore every one, every single faculty. Dumnezeu vrea să restabilească fiecare facultate din noi. That we may be, ca noi să fim, bearing fruit to his image. Să aducem roade pentru slava sa. Did you understand the link between all the first passages, altar, one class, one another class? Ați observat ideea din primul ilustrare care v-am făcut, un altar și două categorii de oameni? You understood that? Ați înțeles acest lucru?
Let's take Revelation 1, verse 8. Să deschidem Apocalipsa, capitolul 1, versetul 8. There is one principle in the Bible. Este un principiu în Biblie. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Eu sunt Alpha și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce va, ce vine, cel atotputernic. What does it mean that Christ is the Alpha and the Omega? Ce înseamnă că Hristos este Alpha și Omega? Yes. He begins and begins. Yes. And if you read closely Isaiah 41, 44, you can see. Dacă citiți Isaia 41 și 44, you can see closer. Veți vedea și mai adânc acest lucru. One of the meaning of this passage. Unul dintre scopurile acestor pasaje is that Jesus can illustrate the end. Este că Iisus poate să ilustreze sfârșitul from the beginning, de la început. This may be complicated. Poate este acest lucru complicat. But now you are going to gather all what we saw today. Dar acum vom adăna tot ce am câștigat astăzi. Worship, închinarea, the altar, altarul, is the tool to separate the wheat from the tares. Este un instrument de a separa grâul de neghină. Do you understand that? Ați înțeles acest lucru? You saw that with Aaron's son that put some strange fire and they were put to death. Vă aduceți aminte de fiul lui Aaron care au pus foc străin, au dus foc străin? Da. You see that in Elijah against the false prophet, they were killed because they were worshiping false god. Ei au fost uciși pentru că s-au închinat Dumnezeu în mod greșit. How does the great controversy finish? Cum se termină marea luptă? Ce pe What is the center? Ce este centrul? The center of this issue. Centrul acestui conflict, da. Worship. Închinare. Yes? Da? Which category disobey? Care categorie este neascultătoare? Those who have the mark of the beast. Cei care au semnul fiare. Oh. All right. Okay. Bine. And those who disobey, what do they do to those who obey? Și cei care nu ascultă, ce fac cu cei care ascultă? Persecuți. Da? Do you remember Christ said Alpha? Mă duceți aminte că Hristos a spus Alpha și Omega? Okay. We saw Omega. Noi am văzut Omega. Okay. How does begin Alpha? Cum începe Alpha? Two brothers. Doi frați. What is the issue? Care este ideea acolo? Worship. Închinare. Închinare greșită, da. Who doesn't obey? Cine nu ascultă? Cain. Cain. And what does he do? Și ce face el? Moare. There is nothing new under the sun. Nu este nimic nou sub soare. The Bible explains only one single story. Biblia explică doar aceeași istorie de la început până la sfârșit. Over, over. Încă o dată și încă o dată. And the lesson for us. Și o lecție pentru noi, pentru astăzi. Because sometimes we believe that the people who are going to discotheques are the one who have the mark of the beast. Pentru că noi de multe ori credem că oamenii care se duc la discotecă au semnul fiare. We think that the adulterous women are those who are going to receive the mark of the beast. Credem că cei care comit adulter sunt au semnul fiare. Please may I ask you a question? Pot să vă dau o întrebare? Revelation 12 and Isaiah 14 says,
Apocalipsa capitolul 12 și Isaia 14. And there was war in heaven. Și a fost un război în ceruri. Thou hast fallen. Și tu ai căzut. Because you went to nightclub. Pentru că te-ai dus la discotecă. Before the disco. Before the disco, you went to visit another. I want you to identify. Vreau ca să identificați. That very often we think that de multe ori noi credem. The repentance message is for those who don't know God. Că mesajul de pocăință este pentru cei care nu știu pe Dumnezeu. Or for those that we see as sinners. Sau pentru cei care noi îi vedem ca păcătoși. But do we realize? Dar realizăm noi oare? That the greatest enemy is self. Că cel mai mare dușman este egoismul. Some people believe that in the day and age of Elijah there were some images. Mulți cred că în timpul lui Ilie și a celor oameni acolo erau chipuri și idoli. But some people don't realize that their children is an idol. Dar nu realizează astăzi că copiilor pot să fie idoli. Their wife or husband may sau be soțul idol. Sau soția idol. And the three angels message is salie celor trei îngeri is addressed. Este adresată. Is designed, sorry. Este planificată. To address pentru a fi adresată all the secret of our hearts. Pentru secretele inimii noastre. And that God may reflect his character. Și ca Dumnezeu să își arate caracterul său. One of the reasons why we don't have God's character. Unul dintre motive de ce noi nu avem caracterul lui Dumnezeu is because we created an image. Pentru că noi am creat un chip. And we saw in Daniel chapter 4:3 that when there is an image. Noi am citit din Daniel capitolul 3 că acolo unde este ridicat acest chip comes after that a worship of this image. Apoi vine închinarea la acest chip. But when you build the image in you, dar dacă faci acest chip în la tine, în inimă, actually you are worshiping yourself. Te închini la tine însuți. This was the sin of Cain. Acesta a fost păcatul lui Cain. He disobeyed God because he preferred to do what he wanted to do. El nu a ascultat de Dumnezeu pentru că el a preferat să asculte ce vrea el. And every single thing the Lord shows us. Și fiecare lucru care Dumnezeu îl arată. If we are not willing to forgive it. Nu suntem gata să iertăm. We are building images. Noi facem aceste echipuri. That will be stumbling block for us. Care vor fi niște pietre de potecnire pentru noi. Can we continue our prayer? Yeah. Putem să ne rugăm?